Cherchez a înscris pentru 2-0 și a majorat scorul imediat după pauză. Prezența sa în teren a fost pusă sub semnul întrebării până la ora meciului. Atacantul a jucat cu infiltrații, meciul perfect făcut de Chindia cu Brașovul. Ne așteptam să fie un meci mult mai greu. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa chiar și în condițiile în care nu am făcut antrenament două săptămâni. Și îi felicit pe băieți că am luat cele 3 puncte. Acum ne dorim și noi să ținem aproape de putoa și dacă reușim, Doamne ajută! După aproape un an, capitalul Pătru a deschis scorul într-un meci Chindia-Brașov. În mai 2016, Chindia câștiga cu 1-0 tot pe Eugen Popescu în fața Stegarilor, iar Pătru marca din penalti. Joi, veteranul târgoviștenilor a punctat după centrarea lui Liviu Mihai. Un joc bun prestat de noi, o echipă bună și sunt fericit că am câștigat acest meci, că avem nevoie și ne menținem acolo, aproape de pluton. Știam despre ei că sunt o echipă bună, dar nu mă așteptam la 4-0, sincer. Chindia va avea pauză în runda următoare a Ligii a doua. Peste aproximativ 2 săptămâni, târgoviștenii vor juca pe Eugen Popescu împotriva celor de la Luceafărul Oradea.